Asta imaginam că ai o harta Germaniei. Și un prieten de-al tău are o harta Franței. Dar amândoi sunteți foarte convinși că, de fapt, ambele sunt harta Italiei. Și cu asta vreți să faceți o plimbare în țara mea. Cum credeți că o să aveți descurcați? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Data fiind că pentru a obține o performanță trebuie să avem un model cât se poate de potrivit pentru a interpreta realitatea, asta e chiar tema de întâlnirea noastră de azi. Există un zicala celebra a lui Kojebski, părintele semanticii generale, care spune că harta nu este teritoriu și evident, pentru că fiecare harta nu prea are legătura cu teritoriu. Dar e foarte comodă pentru că ne permite să ne mișcăm în felul potrivit. De fapt, dacă o hartă ar fi prea asemănătoare cu teritoriul, nu este de niciun folos, în primul rând, pentru că ar trebui să fie mare, ca realitate și ar fi cam complicată. Și ar fi o groază de detalii neinteresante. Dacă ne uitam, de exemplu, pe Google Maps, harta cu satelit e desigur mult mai adevărată, dar nu este de niciun folos pentru că nu se înțelege nimic. Harta, să spunem așa, politica cu străzile marite, etc., e mult mai de folos și mult mai practică. Care este toată povestea asta și de ce este așa de importantă? Fiecare dintre noi are o harta a realității în cap. De fiecare dată când ne întâlnim cu altcineva, el, la rândul lui, are harta lui și e convins că reprezintă realitate. E, de fapt, ne trezim exact în situația de a merge în Italia cu harta Germaniei sau cu harta Franței. Ce facem? Ne vom certa tot timpul cu partenerul nostru și oricum nu să ajungem nicăieri, pentru că nici una dintre aceste cărți este de vreun folos, pentru că reprezintă altceva, adică nu se potrivește. Felul în care s-a clădit această hartă a realității e ceva care ține din experiența, din școală, din copilărie, dar în timp ce despre niște chestii mai evidente, e clar că nimeni ar merge în Italia cu harta Germaniei. Dar când e vorba de lucruri nu așa de clare, de lucruri mai mult nuanțate, devine foarte greu să deosebești ce este părerea ta, ce este o credință, pentru că de asta e vorba, de o credință asupra realitate și ce se întâmplă într-adevăr. De fapt, în mintea noastră, harta noastră mentală e formată fie de credințe A egal A, B egal B, A e diferit de B, deci niște credințe despre fapte și despre alte credințe despre cauza-efect. Adică așa zise credințele if-then, dacă-deci. Adică eu sunt convins că dacă fac un anumit lucru, deci se întâmplă ceva. Uneori e corect, uneori nu. Și de multe ori realitate, care din păcate e destul de incapacitată în a impune punctul ei de vedere, ne lovim de realitate când credem un lucru și de fapt se întâmplă altul. Aici nu avem timp să aprofundăm, evident. Dar de fiecare dată ne trezim în conflict cu cineva, degeaba ne supărăm și degeaba ne luăm la ceartă. Pur și simplu trebuie să înțelegem că el are în cap o hartă a realității diferită. Vom vedea cum putem să împacăm aceste harte să ajungem la un punct comun. Deocamdată ar fi o idee cel mai puțin să înțelegem că nu are ceva cu noi, pur și simplu are o hartă diferită. Hai să ne vedem mâine!